Jackson mondial a sărit în apărarea Biancăi de la Puterea Dragostei, iubita fiului său, Livian. Bianca de la Puterea Dragostei, iubita lui Livian, a fost atacată dur de Non, fost concurent în emisiune. Socrul Nelson Mondial a zărit în apărarea sa. Nelson Mondial este de părere că nu ar exista alte dovezi compromițătoare cu Bianca, din acest motiv ea este doar amenințată, însă nimeni nu aduce dovezi concrete. A făcut None un clip și a făcut-o pe Bianca de două parale. None avea ocazia să o facă în emisiune, în direct. Eu nu înțeleg, de ce nu te ține să o faci în emisiune și o faci când ieși? Înseamnă că ești sugaci sau parașută. Eu mă uit la emisiune și văd că Bianca îl ia pe toți în primire, însă nimeni nu are curaj să-i răspundă. Ceea ce rezultă pentru mine că ei nu știu nimic despre ea, în afara de clipul alea cu ea. A spus Nelson Mondial într-un vlog.